Prezent la Iași, la forumul administrației publice, președintele PNL Ludovic Orban a prezentat mai multe proiecte legislative ale liberalilor. Unul dintre acestea vizează simplificarea accesului pe piața muncii pentru cei din țări non-UE, vizați fiind în primul rând românii din Ucraina și Republica Moldova. Președintele PNL a vorbit sâmbătă la Iași despre instabilitatea de pe piața muncii din România. Există o volatilitate pe piața muncii, există o instabilitate și foarte mulți angajatori, foarte multe companii se plâng de faptul că mulți dintre angajații lor stau cu un ochi afară în căutarea unui loc de muncă într-o altă țară și cu un ochi la stat datorită creșterii salariilor și competiției neloiale pe care o fac instituțiile publice companiilor private. Ludovic Orban a menționat că PNL a venit cu mai multe propuneri legislative, printre care și facilitarea accesului pe piața muncii din România a cetățenilor din spațiul extracomunitar. În context, el a susținut că modificarea legislativă anunțată de președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, referitoare la accesul pe piața muncii din România, a fost un proiect de lege al PNL, înaintat în urmă cu 9 luni și pe care puterea nu l-a susținut. L-am văzut ieri pe Tăriceanu, cum vorbește el de ce proiect de lege minunat o să facă pentru a facilita accesul pe piața muncii din România a cetățenilor din țările non-UE. Tăriceanu a comis un plagiat grosolan și guvernanții nu fură numai resurse publice, fură și idei de la opoziție. Aici este chiar un paradox. Partidul pe care îl conduce a votat împotriva proiectului de lege pe care zice că l-a înaintat ieri el. De ce? Pentru că Partidul Național Liberal a înaintat acest proiect de lege privind simplificarea procedurilor de acces pe piața muncii pentru cetățenii din non-UE. În contextul crizei de pe piața muncii, Ludovic Orban a enumerat criteriile restrictive în vigoare pentru cetățenii vizați. Numărul de permise de muncă limitat la 14.000 pe an, obligativitatea prelungirii vizei la fiecare 3 luni, precum și obligația angajatorului de a-i plăti pe aceștia angajați cel puțin cu salariul mediu pe economie. Se știe că există un plafon. La ora actuală nu pot fi angajați în România decât un număr maxim de 14.000 de angajați care provin din țări non-UE. Proiectul de lege al PNL prevede desființarea acestui plafon. În condițiile în care pe piața muncii din România e nevoie de 5-600.000 de angajați, adică există un potențial de angajare de 5-600.000 de angajați. Plafonul de 14.000 este un plafon absurd, un plafon care nu are nicio legătură cu realitățile de pe piața muncii și care propunem desființarea lui. A doua prevedere care restrânge dreptul de acces pe piața muncii este necesitatea obținerii vizei de ședere din 3 în 3 luni, care presupune extrem de multe costuri și este foarte greu de obținut și descurajează pe foarte mulți să intre pe piața muncii din România. A treia prevedere pe care o vrem desființată este prevederea legată de obligativitatea de a-i plăti pe cetățenii din țările non-UE care intră pe piața muncii din România cu cel puțin salariul mediu pe economie. De asemenea, pentru companiile care doresc să-și păstreze angajații performanți, liberalii au propus într-o altă inițiativă legislativă scutirea de la plata impozitului a 20% din profitul realizat, bani care ar urma să fie folosiți pentru premierea angajaților performanți. Pentru a oferi un instrument de stimulare companiilor pentru angajații lor, Partidul Național Liberal a inițiat un proiect de lege care permite companiilor să beneficieze de o scutire de impozitul pe profit în limita 20% din profit, permițând ca acești bani care rămân la dispoziția companiilor să fie folosiți pentru acordarea de bonificații, de stimulente către angajații performanți din companie. Acest proiect de lege, care în principiu nu am inventat noi roata, este o formă de participare la profit a angajaților, vine într-un moment în care chiar este necesar pentru că
Angajatorii au reale probleme în a-și menține angajații performanți, angajații care le asigură, de fapt, buna funcționare a companiilor.